Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi o să vedem care sunt ofertele pentru diferite mașini din Germania în 2022. După cum bine știți, am încercat să găsesc o gamă cât mai diversificată, pentru că tot văd în secțiunea de comentarii uneori când postez mașini scumpe, de ce postez mașini scumpe, când sunt ieftine, de ce sunt ieftine. Ideea acestui canal, vă reamintesc, este pentru a vă arăta care sunt prețurile în Germania pentru toate mașinile. Deci nu o să vedeți doar mașini ieftine sau doar mașini scumpe. Eu, în funcție de tema videoclipului, o să vă arăt și mașini cu 1000 de euro, dar și mașini cu 30.000, 40.000 de euro. Pentru că v-am spus, până la urmă, asta este ideea acestui canal de YouTube, să vă arăt realitatea de prin diferite parcuri auto din Germania. Cu siguranță, mulți dintre voi și eu, normal, sunt curios ce se va schimba în 2022 pe piața auto din Germania și nu numai, chiar și pe piața auto din România, pentru că știm cu toții în ultima perioadă, adică în 2021, cam de pe la mijlocul anului, de fapt, 2021, prețurile cam pentru toate mașinile au început să crească. De asta spun, sunt foarte curios ce o să ne rezerve 2022, doar că eu am așa un feeling că totul o să meargă spre bine, adică că prețurile încet încet vor reveni la normal. Sunt foarte curios care este și părerea voastră, ce credeți că o să se întâmple în 2022, adică își revin sau nu prețurile la normal. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Cam astea fiind spuse, nu uitați să dați un like la acest videoclip, iar în cazul în care nu sunteți abonați, să apăsați și pe butonul de subscribe, pentru că cât de curând sper eu o să ajungem la 200.000 de abonați, iar la 200.000 de abonați am pregătit o surpriză pentru voi. Bun, haideți să vă arăt mașinile de astăzi. Bun, haideți să vedem cât costă un BMW seria 3 E90 în 2022 din Germania, o mașină care cu siguranță o să fie căutată și în 2022. BMW-ul de față este din 2007 și da, se află într-o stare bună. Vine cu senzor de parcare pe spate și sper că vedeți, are niște jante foarte, foarte frumoase care schimbă aspectul mașinii. Cam așa arată în interior, pe partea de rotări vine cu aer condiționat, deci nu este clima automată, o navigație aftermarket, comenzi pe volan, pilot automat și senzor de ploaie și de lumină. Deci da, nu este un E90 full option, vine cu aceste jante frumoase pe 19, cu anvelope în stare destul de bună, vine cu motorul de 2000 diesel de 163 de cai, are 240.000 de kilometri, iar acum vreau să-mi lăsați în comentarii dacă merită 3700 de euro. Următoarea mașină ar fi acest Seat Leon din 2014, care o să vedeți imediat are un număr relativ redus de kilometri. În plus de asta, este și un Seat Leon destul de bine echipat, vine cu pachetul FR interior-exterior, are senzor de parcare față-spate, stopurile pe LED și da, este și o mașină destul de practică, fiind în varianta break, care după părerea mea arată foarte bine. Interiorul arată impecabil, pe partea de rotări vine cu scaunele sport încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, are și lane assist, senzor de ploaie și de lumină, farurile full LED, deci da, este o mașină destul de bine echipată pe care ți-o poți cumpăra la un preț decent. Vine cu motorul de 1.8 benzină TSI de 180 de cai, are 83.000 de kilometri, a avut 2 proprietari, iar preșerut 14.000 de euro. Ce spuneți, ar merita sau nu? Haideți să vedem cât costă și un Audi A4 B8 în 2022, din nou un model foarte popular la noi în România. O să vedeți imediat, prețul cerut pe acest Audi A4 este unul foarte bun. Deci dacă nu ai un buget mare și vrei un A4 B8, cu siguranță mașina asta ar fi o alegere destul de bună, chiar dacă în teorie nu este recomandat să-ți cumperi cea mai ieftină mașină. Cam așa arată în interior, pe partea de rotări vine cu încălzire în scaune, clima automată pe o singură zonă, 4 geamuri electrice și cam atât. Deci clar nu este un Audi A4 full option, dar și prețul cerut este unul destul de mic, se și poate negocia. Vine cu niște jante aftermarket pe 16, cu anvelope în stare destul de bunicică. Bun, haideți să vedem și specificațiile. Are motorul de 1.8 benzină turbo 120 de cai, 123.000 de kilometri, iar prețul a fost redus la 5.200 de euro. Ce spuneți, ar merita? Aici avem un Opel Astra J din 2014, clar o mașină de buget care cu siguranță merită cumpărată, chiar dacă mașina de față nu este foarte ieftină, adică nu costă 3.000 de euro cum își doresc majoritatea. Pentru că Opelul de față a fost întreținut doar la reprezentanță, a avut un singur proprietar și cel mai important lucru, are un istoric complet. Normal și prețul final o să fie mai mare.
Vine cu jante din tablă pe 16, cu anvelope spre că vedeți în stare bună. Interiorul arată foarte bine, are scaunele sport încălzite, clima automată pe două zone, încălzire în volan, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, senzor de ploaie și de lumină. Deci da, la interior ai exact dotările de care ai nevoie. Haideți să vedem și cât costă acest Opel. Vine cu motorul de 1.7 diesel de 110 cai, are 116.000 de kilometri, TÜV valabil până în 2022, iar preț 6.400 de euro. Ce spuneți? Dacă ați ajuns până la acest Mercedes, nu uitați să dați și un like la acest videoclip pentru a ajuta algoritmul YouTube să recomande acest videoclip mai departe. Deci da, aici avem un Mercedes C-Class din 2016 care se află într-o stare extrem de bună. Din nou, a avut un singur proprietar și în plus de asta, după cum vedeți, este în varianta limuzină. Interiorul arată ca nou, vine cu scaune semipiele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, cutie de viteză automată cu padele pe volan, pilot automat, lane assist, cititor pentru semnele de circulație, are jantele originale pe 17, cu anvelope în stare bună, farurile full LED, senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort, deci este un C-Class destul de bine echipat, are motorul de 2000 benzină de 184 de cai, doar 90.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar preț 24.000 de euro. Ce spuneți? Merită? Haideți să vedem cât costă și o altfel de mașină, adică nouă mașină nemțească. Aici avem un Volvo V60 din 2012, care se vinde la un preț destul de corect, o să vedeți imediat. Deci dacă ești în căutarea unui Volvo V60, cu siguranță mașina asta este o alegere bună. Pe partea de exterior vedeți și voi, chiar arată foarte bine, personal îmi place culoarea. Interiorul arată foarte bine, are scaunele din piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, oglinzi rabatabile, electric, sistem start-stop, deci este un Volvo V60 destul de bine echipat, are jantele originale pe 17, discurile și plăcuțele de frână sunt ok, anvelopele după cum vedeți sunt aproape noi, are și farurile Big Xenon adaptive, de fapt nivelul de echipare pentru acest Volvo este Ocean Race, deci v-am spus un Volvo V60 bine echipat. Are motorul de 1.6 diesel 114 cai, este Euro 5, 163.000 de kilometri, iar preț cerut 7.450 de euro. Ce spuneți? Ar merita sau nu? Aici avem un Mercedes Vito din 2017, care a avut doar un singur proprietar. Am zis să vă arăt cât costă și un microbus în Germania în 2022, pentru că anul acesta o să vreau să fac un conținut cât mai diversificat. Deci dacă sunteți interesați și de microbuze, aș vrea să lăsați un comentariu mai jos și să dați un like la acest videoclip. Da, Mercedesul de față, vedeți și voi, se află într-o stare excelentă, vine cu jante din tablă, cu anvelope, din nou, în stare foarte bună. Haideți să vedem și interiorul. Interiorul arată neașteptat de bine, pe partea de dotări vine cu aer condiționat, navigație, încălzire în scaune, comenzi pe volan, pilot automat, deci chiar este un Mercedes Vito decent echipat, în plus de asta are și farurile full LED, să nu confundăm, nu este un V-Class, motiv pentru care nu are chiar atât de multe dotări. Vine cu motorul de 2.2 diesel de 163 de cai, are 183.000 de kilometri, TÜV valabil până în 2023, iar preț 20.000 de euro. Ce spuneți? Este un preț mare, mic sau corect? Aștept părerile voastre. Bun, haideți să vedem cât costă în Germania și o mașină ceva mai specială, mai exact un Audi S3 din 2015. Da, practic este un Audi A3, doar că vine cu un motor destul de puternic sub capotă, în plus de asta are și tracțiune 4 și fiind un Audi S3 este vârf de gamă, adică are multe dotări. Interiorul arată ca nou, avem scaune din piele cu alcantara încălzite, clima automată, navigație, cutie de viteze S-Tronic cu padele pe volan, pilot automat adaptiv, asistent la parcare, adică mașina parchează singură, vine cu jantele originale pe 19, cu anvelope care sunt aproape noi, are senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort, farurile full LED și pentru cei care nu ați fost atenți are și tracțiune 4. Vine cu motorul de 2000 benzină TFSI de 300 de cai, are 72.000 de kilometri, iar preț 28.000 de euro. Mașina se poate cumpăra și în rate cu doar 500 de euro pe lună. Aici avem o Honda Civic din 2005, o mașină de buget pe care ți-o poți cumpăra din Germania în 2022, care este destul de interesantă din punctul meu de vedere. Adică este o mașină ceva mai diferită, este o mașină pe care nu o vezi chiar la orice colț de stradă, cum ar fi, spre exemplu, nu știu, Golful 5.
Deci dacă ești o persoană tânără și vrei ceva mai diferit, asta este mașina. Interiorul arată foarte bine, are scaune sport, aer condiționat, două geamuri electrice, oglinzi care se reglează electric, deci da, nu este o mașină foarte bine echipată, este orientată mai mult spre condus. Vine cu jante originale pe 15, cu anvelope de iarnă în stare bună, discurile și plăcuțele de frână sunt destul de ok, are și farurile cu lupă și sper că vedeți, vine și cu pachetul sport la exterior. Are motorul de 1.6 benzină 110 cai, un motor foarte ok, 112.000 de kilometri, mașina este vândută de către o persoană privată, iar prețul cerut este de 3.400 de euro. Mai mulți dintre voi mi-ați scris în comentarii să vă arăt cât costă și un Audi A4 B9 din Germania în 2022, așa că am găsit mașina de față care este din 2017 și cel mai important lucru este vândută chiar de către reprezentanță. Pentru că mulți încă visează că pot să-și cumpere un A4 ca acesta la 13.000 de euro, să fie și full option, să aibă și kilometri puțini și așa mai departe. Doar că din păcate așa ceva nu există, cel puțin în Germania. Interiorul arată impecabil, avem scaunele sport din piele cu alcantara încălzite, clima automată, navigație, cutie de viteze Stronic cu padele pe volan, trapă panoramică, ceasuri de bord digitale, pilot automat adaptiv, deci este un Audi A4 bine echipat, vine cu niște jante aftermarket pe 18, cu anvelope de vară în stare bună, în plus de asta are și farurile full LED, asta include și stopurile pe LED cu semnalizări dinamice. Bun, haideți să vedem și specificațiile. Vine cu motorul de 2000 diesel de 190 de cai, are doar 76.000 de kilometri, mașina se poate cumpăra și în rate dacă locuiești în Germania, iar preț 25.000 de euro 600. Este un preț corect. Voi ce spuneți, merită sau nu? Dacă ați ajuns până la acest Golf 8, v-aș ruga frumos să dați un like în cazul în care v-a plăcut acest videoclip și să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce mașină v-ați cumpăra voi din videoclipul de astăzi, care credeți că merită, care credeți că nu merită. Aștept părerile voastre în comentarii și vă reamintesc, ne puteți găsi și pe autorulategermania.ro, acolo o să vedeți prețurile pentru toate serviciile pe care le oferim. Interiorul este nou la acest Golf 8, are scaunele air încălzite, clima automată pe 3 zone, navigație, ceasuri de bord digitale, pilot automat adaptiv, trapă panoramică, cutie de viteză automată cu padele pe volan, avem și aici inscripția Airline pentru că mașina vine cu pachet Air interior-exterior, are jantele originale pe 18 cu anvelope care sunt aproape noi, farurile full LED, deci da, un Golf 8 aș putea spune full option, mașina este, imediat o să vedeți, aproape nouă. Are motorul de 2000 diesel de 150 de cai, doar 16.000 de kilometri, iar preț 36.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile, aștept părerile voastre și ne vedem data viitoare.